Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod din seria noastră de Minecraft The Enders, TMP-ul vostru preferat și seria voastră preferată de pe canal. E bine, în episodul de astăzi vă voi arăta ceea ce am mai făcut eu off-camera și vom vorbi despre absența mea de pe YouTube. Pentru început aș vrea să vă zic de ce am lipsit atât de mult, adică undeva la o lună, cred, o lună și un pic. Ei bine, mi-am instalat acum o lună Windows 8 pe PC-ul meu și procesorul meu nu prea se împăca bine cu programul de filmat și cu Minecraft-ul. Aveam drop frame-uri continuu și plus de asta aveam și time response-ul de la tastatură foarte, foarte mare. Dar acum am schimbat pe Intel, am un Intel Core la 270 GHz dual core, dar e o diferență de la 240 la 270. Acum putem filma. Foarte mulți în comentarii mi-ați cerut să reîncep această serie. Aoleu, am crezut că e un creeper în spatele meu. Hai să vă prezint ceea ce am făcut. Mi se pare că asta am făcut-o tot off-camera și asta mică. Avem o chestie foarte mare undeva în stânga mea, dar momentan prefer să nu vă arăt, veți vedea cât de curând. Cei care mă aveți pe Snapchat deja ați văzut, fiindcă am trimis Snap când am terminat chestia aia și cred că am pus și pe Insta Story, dacă nu mă înșel. Am făcut căsuța aceasta când am încercat să filmez un episod, însă, cum vă spuneam, problema cu FPS-urile, cu time response-ul și cu toate astea. Practic, eu când apăsam W, mergeam în față, gen acum apăs și se oprește. Mergeam în față, dar mai mergeam încă 2 secunde după ce luam mâna de pe W. Am făcut un gărduț aici, un mini lac de lavă, puțin așa de design. Deci iasă puțin textura aceasta de sub gărduț. Nu știu dacă ar fi trebuit neapărat să continui cu el în partea asta, fiindcă arată bine și așa. Am făcut această plajă, la care, nu știu, aș putea să-i mai adaug ceva. De exemplu, un stand, ceva, un stand, un, de asta cum se zice, frate, un magazin, o terasă. Îi vom adăuga, nu-i nicio problemă. Am făcut acest minunat copăcel, un fel de salcie. Alt lucru pe care l-am făcut este puțin terraforming aici, unde se podobi bradul. Și voi merge. Am mai lucrat puțin la biserică, însă n-am terminat-o, o vom termina și pe aceasta. Trebuie să mai punem geamuri, să facem un design interior. Aici pe alea aceasta, aoleu, se vede chestia aia mare. Aici avem un fel de faleză, dacă aș putea să-i zic așa, dar nu e chiar o faleză neapărat. Din nou o salcie minunată, hai că deja ați văzut foarte mult. Și chestia colosală și foarte mare, și podul acesta mai este, plus drumurile astea. Chestia foarte, foarte, foarte mare și la care am lucrat câteva zile, dacă nu mă înșel, vreo 5 zile sau chiar o săptămână. Ai cu tobele? Pam! Un castel! Un castel uriaș! Hai să mergem puțin cu firework-uri. Deci e uriaș castelul ăsta, am lucrat foarte mult. O să fiu sincer cu voi, am folosit comanda slash fly. Însă doar atât. Fiindcă, credeți-mă că nu e ușor să construiești așa ceva, de exemplu cu schele. Castelul nostru arată cam așa. Acolo avem oițe, veți vedea cât de curând, din ce motiv, și am și mai încolo o fermă de văcuțe. Nu o să merg să dorm, fiindcă intru în castel, deci o să fie ok. Vreau să menționez că încă nu l-am terminat. Aici am eu chesturi cu iteme. Ia uite ce avem pe acolo. Cobblestone. Încă ceva, aici unde e castelul ăsta a fost un munte mare, deci am avut de minat. N-am fost foarte inspirat că nu am apucat de castel să-l fac aici, dar dar asta este. Deja când intrăm în castel putem vedea un mare candelabru aici, niște flori și un pic de design medieval. Nu sunt expert în castel, este prima dată când fac un castel în Minecraft. Am vrut de foarte multe ori, pe foarte multe serii, să mai fac castele, să mă plictiseam și le lăsam așa. Acum o luăm la dreapta pe coridor, unde putem observa niște standuri cu niște armuri de iron. Aș putea să pun chiar și de gold, mă gândesc.
Vedeți că aici nu mi-a mai ajuns Iron-ul. Mai avem câteva armuri de completat. Avem niște tablouri minunate aici. Și un zombie care se aude undeva din perete sau din... uite. Cum mergem tot în față, putem vedea un tablou foarte mare cu chestia aia care ține o oiță în mână. Chestia aia, doamne, fata aia. Cred că e o fată sau habar n-am. În stânga putem găsi sala tronului. M-am chinit la tronul ăsta. Paoleu, nu vreți să știți. Avem aici, aici stă prințesa și aici stă regina, mă înțelegi? Și aici regele Sinu. Aude-i prințesa și regina, că noi... Anunț important, sunt rege, ca o regină. La designul acestor geamuri, la fel m-am chinuit destul de mult, fiindcă am vrut să-l dau o formă cât mai interesantă și să nu arate totul simetric. Și aici puteți observa că geamul ăsta și ăla din partea aia sunt cu un bloc mai jos decât cel din mijloc. Pilonii aceștia de susținere, am zis că hai să-i pun, frate, că arată foarte interesant, plus că sunt foarte înalți. Candelabrele alea, nu vreți să știți cât am avut de lucru cu lămpile alea, cât am fost laminat ca să fac rost de iron. Pot face dintre astea. Deci a fost foarte mult de lucru, ce-i drept. Geamurile astea au și ele un design aparte, la fel și acelea de sus. Veți vedea acolo, vedeți deja ceva cu verde cu astea. Dacă mergem pe aici, în partea dreaptă vom găsi sala de mese. Aici este bucătăria. Toare, cuvetă, frumos, și o masă pur și simplu. Iar aici avem un fel de cămară. Încă n-am pus nimic în astea. Cred că ar trebui să dau eu muzica asta un pic mai încet. Așa. E mult mai bine acum. Ne putem auzi și noi aici. Mai avem niște chesturi în care n-am pus momentan nimic, fiindcă, cum v-am spus, castelul încă nu este gata. Aici avem niște pumpkin și niște melon. Foarte frumos, interesant. Dar n-am închis eu ușile astea odată? Ok. Ok, nigga. Avem un turn minunat la care am lucrat extrem de mult. Nu vreți să știți cât de mult am lucrat la turnul ăsta. Și m-am gândit să pun lemnul ăsta așa, fiindcă arată foarte interesant pentru casa scării. Ok, aici la etaj avem un view foarte frumos către această pădurice, unde în final vor veni niște case, probabil. Sau, nu știu, facem noi ceva, o să facem pe live stream-uri. Probabil în seara asta voi fi live, deci la ora 8 să fiți pe canal la mine. Facem live. Hehe. Devine băiatul Sin în forță! La copacul ăsta la fel m-am chinuit foarte mult până să-i dau designul acesta cu crengele alea și... știu că nu e foarte wow, însă eu zic că arată destul de bine. Aici am avea o altă intrare în castel, cu poarta dintre aia de slasă. Și pe aici va trebui să facem un fel de alee. Momentan în turnurile astea nu se poate intra. Ba, de fapt, în ăsta se poate, dar n-am făcut nimic în el. În ăla, nu. Aici se vede în sala tronului. Ia uite, câți? Aveam acolo frumos reclamă de la server.pro. Începem o cameruță, pur și simplu, hai că am dormit și eu. Am încercat să fac ceva, că a rămas un spațiu liber și... na. Din nou, design-uri diferite pentru geamuri. La fel și acolo, la fel și acolo. Ați văzut voi ceva acolo, bookshelf-uri. O să vedeți cât de curând este. Bun. Aici avem niște paturi, avem camerele fix la fel, toate. Diferă niște flower poturi. Un view foarte interesant, dacă mă întreb pe mine. Oricum, la celălalt etaj nu vom mai vedea nimic. Pentru că nu am mai continuat, este foarte greu. Aici puteți vedea niște piatră care a mai rămas. Încă am folosit cobblestone. Am zis că fac castele piatră, dar am folosit cobblestone foarte mult. Aceste turnulețe nu pot urca momentan, din păcate, voi urca cu elitra cât de curând. Dacă ieșim noi pe aici, avem frumos o terasucă. Și pe aici când intrăm, ups, nu pe aici, direct în librărie. O să-mi trebuiască extrem de mult sugarcane și foarte multe vaci. Deci nu vă imaginați cât de greu am făcut bookshelf-urile astea pe care le vedeți aici.
Iar sus, iar aici foarte sus avem camera prințesei, mă înțelegi? Turnul prințesei. Așa am văzut eu în filmele Disney. Mai departe, aici avem din nou o intrare. Ah, ok, nici eu nu știam unde intru, dar nu contează. Nu nimic. Au, 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 au. Ce cap am dat. Și la urnulețele astea mici m-am chinuit destul de mult. Nu a fost ușor să fac. Iar dacă acum careva va veni în comentarii să zică că bă, ți-ai dat game mode ca să faci castelul, nu, fraților, o să vă arăt dovada că e totul legit. Vom merge noi de unde am luat eu toată piatra asta pentru castel. A, apropo, am mai dat și cu puțin bone meal pe aici, plus îl pește de iluminat. Sunteți pregătiți să vedeți? Bam! Bam, două ceancuri minate. Bam, două ceancuri minate, să nu vă aud comentarii. Haterilor! Da, fraților, cam asta a făcut băiatul vostru Sinu în timpul absenței sale. Plus foarte mult CSGO. Că CSGO mergea foarte bine. Ok, nu uitați dacă v-a plăcut acest episod și dacă vreți în continuare seria The Enders. Apropo, pisicuța, știu cât de mult îți place seria asta și eu ți-am zis că o să revin. Acum poți intra pe server. Te aștept. Apropo, dă mesaj pe Discord ca să-ți deschid serverul. Bun, fraților, cam atât cu acest episod. Nu uitați să lăsați acolo un mare, mare like. Și nu uitați că diseară la ora 8 suntem live. Noi ne auzim. Ne vedem data viitoare. Baftă lume! Pa, 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 pam!